Bună, fetelor! Vă voi prezenta un tutorial despre pensulele Leonardo pentru acele dintre voi care vor să înceapă să învețe a machia profesional, dar și pentru cele care vor să se macheze singuri acasă. Cum alegem pensule din păr natural sau sintetic? Care este diferența? În cel mai des caz, depinde foarte mult din ce păr sunt făcute. Cum se manifestă în timpul machiajului? De aceea este foarte important să învățăm despre diversitatea lor, pentru a nu greși la alegerea și cumpărarea pensulelor calitative care ne vor deservi pe mai mult timp. De obicei, pentru pensule de make-up se folosesc diferite tipuri de păr. Sunt două categorii importante, din păr natural și din păr sintetic. Mulți cred din greșeală că pensulele din păr sintetic sunt mai puțin bune decât cele din păr natural. De fapt, cele sintetice nu sunt mai prejos decât cele naturale. Principala diferență este domeniul aplicării. Pensule din mai multe tipuri de păr sunt necesare pentru diferite texturi cosmetice. În așa fel, cele din păr natural se diferențiază prin structura firului de păr mai poros și din acest motiv absorbe mai mult produs cremos la aplicare pe piele. Părul acumulează impurități, ceea ce oferă o posibilitate mare de dezvoltare a bacteriilor. Va trebui să avem grijă de astfel de pensule, să le curățăm și spălăm după fiecare aplicare. Din acest motiv, pensule din păr natural se folosesc pentru aplicarea produselor uscate. Ce ține de pensule din păr sintetic, ele din contra nu absorb produsele. Astfel de pensule sunt recomandate pentru produse lichide, cremoase, iar după fiecare machiaj sunt ușor de curățat și vor rezista mai mult timp. Chiar dacă pensulele din păr sintetic se produc la fel dintr-un păr mai soft și moale la atingere, ca și cele naturale, totuși, pensulele din păr natural sunt cele mai solicitate în machiaj. Sunt pensule de capră, veveriță, samur, zibelină și alte animale. Motivul vastei diversități este că sunt diferite și fiecare și are rolul ei în domeniul make-up-ului. De exemplu, pensulele din păr de capră, albă sau neagră, sunt foarte des întâlnite, chiar dacă sunt mai dure, totuși sunt pufoase și fine la atingere. Se folosesc pentru aplicarea pudrei, blush-ului, iluminatorului, fardurilor uscate și alte texturi uscate care trebuie estompate foarte bine în piele. Pensulele din păr de veveriță se deosebesc prin finețea și delicatețea lor. Sunt foarte moi la contactul cu pielea și nu deranjează absolut deloc. Din acest păr sunt făcute pensule pentru pleoapă, ajută foarte bine la estomparea fardurilor, se pot folosi și pentru aplicarea pudrei iluminatorului. Pensulele din păr de zibelină sau, îi se mai zice, samur, sunt cele mai des răspândite și solicitate în machiaj. Dar chiar dacă prețul este mult mai scump, părul este mai subțire și rezistent. Cantitatea de păr în pensulă este mai multă și mai densă. La fel și produsul se ia mai dens în pensulă și lasă mai intens pe piele. Pensulele din păr sintetic au și ele plusul lor. Sunt la fel de soft la atingere, în ele nu se adună produsul și este mai ușor de avut grijă cu ajutorul produselor de curățare. Prețul la pensule din păr sintetic este mai mic, dar nu vă recomand să luați varianta cea mai ieftină, pentru că la un moment dat va trebui să o schimbați. Pensulele din păr sintetic de la Leonardo sunt de o calitate superioară și vă vor servi pe mult timp. Ce pensule sunt mai bune? Naturale sau din păr sintetic? Cu siguranță nu pot răspunde la această întrebare, pentru că fiecare din aceste pensule are rolul ei în machiaj. În setul de pensule la un make-up artist profesional se găsesc și pensule din păr natural și pensule din păr sintetic. Pentru fiecare este predestinat ceva. Cu unele se aplică fondul de ten, cu unele pudra, cu altele farduri, linii de tuș, etc. Pensula aleasă corect ajută la aplicarea produsului optim pe piele și a rezistenței machiajului. Pentru a înțelege cu ce produse mai bine de lucrat, aveți nevoie de practică. Doar experiența va arăta cu care dintre ele se aplică mai bine. Se blenduiește, se trasează linii și alte dorințe în machiaj. Pentru acelea dintre voi care vor să înceapă să învețe a machia profesional, dar și pentru cele care vor să se macheze singuri acasă, vă recomand următoarele pensule de la Leonardo. Pensula numărul 1 pentru aplicare pudră din păr de capră
Este fină, moale și catifelată. O recomand pentru aplicarea pudrei pulbere sau compacte. Datorită calității superioare a pensulei, pudra se fixează perfect, fără să afecteze produsele deja aplicate. Fixați pudra prin tapotare pentru o rezistență îndelungată a machiajului. O altă pensulă este pensula Leonardo numărul 5, din păr de capră. La fel, este fină, moale și catifelată la atingere. Se folosește pentru aplicarea de texturi compacte sau prăfoase, pulbere, dar nu și pentru texturi cremoase. Recomand pentru conturarea pomețelor, dar și pentru celelalte zone care necesită corecții închise. Forma și dimensiunea ei ajută la fixarea blașului, se încadrează perfect pe pomete. Se poate folosi și la corecția uscată a feței. Pensula Leonardo numărul 8, din păr de veveriță. Este o pensulă soft și netedă la atingerea cutenul. Fabricată manual din păr de veveriță, o recomand pentru aplicarea iluminatorului, pudrei sub ochi, nu pătează și nu încarcă. Pensula Leonardo numărul 11, din păr sintetic, de o calitate foarte bună pentru aplicarea de texturi cremoase, fond de ten și bază de machiaj. Pensula nu încarcă tenul și nu lasă urme vizibile la aplicarea fondului de ten, iar după fiecare aplicare se tapotează pentru finisare și rezistență. Pensula Leonardo numărul 13, din păr sintetic, are o formă rotundă și este fabricată din păr sintetic cu fire foarte subțiri. Pensula asigură un finish perfect la aplicarea fondului de ten prin mișcări circulare, chiar poate înlocui burețelul Beauty Blender, deoarece se poate aplica fondul de ten prin tapotare. Pensula Leonardo numărul 16, din păr sintetic, pentru anticearcă. Dimensiunea și forma ei plată ajută la aplicarea mai ușor al anticearcănului, corectorului. Pe zonele înguste ale feței o mai putem folosi pentru corectarea sprâncenelor și a buzelor după conturul lor. Pensula își menține forma plată și subțire la bază datorită părului sintetic de o calitate superioară. Pensula Leonardo numărul 17, din păr sintetic. Pentru texturi cremoase, este rotundă, pufoasă, firele de păr au o textură de cea mai bună calitate. De aceea, recomand pensula și persoanelor cu tenul sensibil. Este ideală pentru aplicarea și estomparea texturilor cremoase, extrem de utilă în camuflarea imperfecțiunilor feței și în tehnica de contouring, poate fi folosită pentru aplicarea și estomparea primerului, fardului cremos, gelului, creionului pe ploape sau fondului de ten în zonele greu accesibile ale feței, chiar pentru anticearcăn și corector sub ochi. Pensula Leonardo numărul 21, plată, din păr de samur sau zibelină, conține fire de păr natural mai dur, dar nu înțeapă fața. Recomand pentru aplicarea fardurilor mate, sidefate, pigmentelor și iluminatorului pe arcadă, care asigură o aplicare intensă a produsului. Pensula numărul 22 este la fel plată, din păr de samur sau zibelină. Este un pic mai mare decât pensula numărul 21. Cu cât firul de păr este mai mare, cu atât mai soft și ușor se aplică și estompează fardul pe ploape. Pensula numărul 23, plată și la fel este din păr de samur. O recomand pentru aplicare farduri, este o pensulă de precizie, deoarece asigură intensitate în zonele mai înguste ale ochiului sau în zonele unde este nevoie de intensitate. Pensula Leonardo numărul 28, plată din păr de veveriță. Este plată, dar pufoasă. O recomand pentru aplicarea și estomparea fardurilor cu intensitate mai soft. Pensula Leonardo numărul 30, blender mare din păr de veveriță. Vă sfătui să o folosiți pentru blending, estomparea fardurilor la părțile mai mari ale ochiului. Este bine centrată, cel mai lung fir de păr este în centrul pensulei. Datorită acestei poziționări, putem aplica culoarea mai intensă cu mijlocul pensulei, estompând în părți în același timp, ceea ce ajută la intensificarea culorii fără linii grafice. Datorită formei rotunde, putem lucra în toate direcțiile.
Pensula Leonardo numărul 31, blender mediu din păr de veveriță. La fel este o pensulă rotundă pentru blending, ajută la estomparea fardurilor, o recomand pentru pliul ochiului. Cu această pensulă, un make-up artist profesional va aplica fardul fără să-i cadă pe față. Pensula numărul 41 este din păr sintetic pentru sprâncene. Forma este teșită și vârful subțire care asigură un contur precis al sprâncenelor. O recomand pentru aplicarea texturilor cremoase, dar și prăfoase. De exemplu, gel pentru sprâncene sau fard pentru sprâncene. Pensula numărul 45 pentru tuș din păr sintetic. Are forma alungită și subțire, care se mulează perfect la baza genelor superioare și inferioare. Asigură precizie la trasarea liniei la colțul exterior și interior al ochiului, pentru că este făcută din păr sintetic de calitate foarte bună și își menține forma după fiecare curățare. Pensula Leonardo numărul 46. Piepten de sprâncene din păr sintetic, forma seamănă perfect cu cea de rimel. Ajută la aranjarea sprâncenelor sau diminuarea produsului de pe sprâncene în caz de exces și curățarea genelor în cazul surplusului de rimel. Pensula de buze Leonardo 51 din păr sintetic, foarte bine prelucrat, densă, o formă alungită care nu se modifică după mai multe aplicări și curățări. Vă recomand după fiecare utilizare să curățați pensula de machiaj. Se curăță cu soluție profesională, cum ar fi soluția de la MAC Pro Paris, Instant Brush Cleanser de la Make Up For Ever sau Cleaner de la Beauty So Clean. Toate aceste produse curăță și dezinfectează pensulele fără să deterioreze firele de păr. Cum se curăță rapid pensulele de machiaj? Așezați pensula pe un șervețel uscat, pulverizați doar pe firele de păr, apoi ștergeți pensula de șervețel. Păstrați o distanță de 10 cm între pensulă și pulverizator. Repetați operațiunea ori de câte ori este nevoie, până când pe șervețel nu mai rămân urme de produs cosmetic. După curățare, pensula poate fi utilizată imediat pentru că soluția de pensule se evaporă în câteva secunde. O altă metodă de curățare este spălarea produselor cu apă călduță și șampon 2-in-1 sau șampon pentru bebeluș. Spălați pensulele după mai multe utilizări, nu după fiecare utilizare. Sub jetul de apă se ține pensula cu firele de păr în jos pentru a nu-i modifica forma. Așteptați ca părul să se usuce complet, nu folosiți surse de căldură pentru a grăbi uscarea firelor de păr. Iar pentru protejarea și menținerea formei inițiale a pensulelor, vă recomand suportul de pensule Leonardo. În formă cilindrică, este compact, încăpător, stilat, cu sistem de închidere foarte precis, protejează pensulele împotriva depunerii de praf.